În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Preacuțenici confrați preoți, preacuvioase surori, dragi seminariști, iubiți frați și surori în Hristos, am trăit această seară sfântă în comuniune, o seară din Vinerea Mare, o vinere unică de-a lungul anului liturgic, în care am celebrat moartea și punerea în mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu siguranță ați cunoscut deja de anii trecuți versurile care se cântă și sunt convins că ați fost pătrunși, am fost cu toții pătrunși de poezia acestor versuri, pline de simboluri, de analogii între Vechiul Testament și Noul Testament și limbajul simbolic are acest privilegiu că ajunge la inima noastră fără multe medieri. De exemplu, dacă spunem Dumnezeu este adevăr, întâi trebuie să ne gândim ce este adevărul, să definim adevărul cumva și după aceea să legăm ideea de Dumnezeu de ideea de adevăr. Deci cumva e un proces rațional la mijloc. Atunci când spunem în schimb Iisus, bunul păstor, știm deja cu toții din experiență ce înseamnă bun și păstor. Și cumva, tot conținutul teologic ajunge direct la inima noastră. Așa a fost și limbajul simbolic din această seară. Toate aceste versuri minunate, în care am fost cumva prezenți în momentul răstignirii, al morții, al punerii în mormânt, am ascultat și ne-am tânguit împreună cu Maica Sfântă, toate acestea au umplut sufletele noastre. Și apoi, din nou, un moment tainic, acela în care am trecut cu toții pe sub epitaf, această pânză pe care este reprezentată moartea lui Hristos, punerea în mormânt, trupul lui Hristos, și este o pânză similară cea pe care se celebrează de fiecare dată Sfânta Liturghie. De fiecare dată preotul desface o pânză pe care este reprezentat același lucru, Iisus care este pus în mormânt și pe această pânză antimis, care conține și moaștea ale martirilor, se celebrează fiecare Sfântă Liturghie. Așadar, în momentul în care ați trecut prin misterul central al credinței noastre. Și aș vrea să mă gândesc și să ne gândim împreună ce înseamnă acest lucru. Fiindcă aproape toată această seară a fost pătrunsă de felul în care Nicodim a cerut de la Pilat trupul lui Iisus și l-a așezat într-un mormânt nou, în mormântul lui. Există un pasaj care ne ajută să înțelegem acest lucru și mai bine, un pasaj din Vechiul Testament. Știți că în Vechiul Testament Avram este chemat de Dumnezeu să-și părăsească țara, casa, familia și să meargă acolo unde îl va conduce Dumnezeu, într-o țară promisă lui de către Dumnezeu. Când ajunge însă acolo, Avram constată cu stupoare că acea țară este deja locuită. Și împreună cu soția lui ajung acolo și la un moment dat Sara, soția lui, moare. Și în momentul în care Sara moare, el nu are nici măcar un petec de pământ în care să o pună pe soția lui. Și cei locuitori din acea zonă îi oferă ei un mormânt. Avram insistă să-l cumpere și locuitorii din acea țară insistă și ei să-l ofere. Și chiar dacă până la sfârșit Avram cumpără acel petec de pământ, rămâne simbolic gestul celor din acea țară de a-i oferi un petec de pământ și acel petec de pământ este un mormânt, iubiți credincioși. Ne întrebăm și probabil Avram s-a întrebat cum poate să înceapă promisiunea lui Dumnezeu cu un mormânt. Cum să înceapă speranța într-un mormânt? Cum să înceapă făgăduința lui Dumnezeu că îi va dărui toată țara aceea, toată regiunea aceea, de la un mormânt în care este îngropată Sara? Și prin analogie ne gândim la momentul pe care l-am contemplat în această seară. Iisus nu are nici măcar un petec de pământ în care să fie îngropat. Și din nou Iosif din Arimatea îi dăruiește un mormânt. Și tot ca în Vechiul Testament, de această dată împlinit, în schimb, din acel mormânt începe împărăția cerurilor. Din acel mormânt începe țara făgăduită de Dumnezeu nouă tuturor, împărăția cerurilor.
Și să ne aducem aminte de acest lucru, fiindcă în noaptea de înviere, mâine, vom contempla cu toții felul în care viața iese din acel mormânt și promisiunea ia ființă. Ia ființă în trupurile noastre. Să ne aducem de asemenea aminte, ori de câte ori primim trupul și sângele Domnului, că Domnul Iisus Hristos coboară și în sufletele noastre, în viețile noastre. Chiar dacă în viețile noastre există urme de moarte, de morminte, locuri întunecate, Iisus coboară în sufletele noastre, în viețile noastre, așa cum suntem noi. Și de acolo, din acel loc în care Iisus coboară, din viața noastră pe care Dumnezeu o atinge, împărăția cerurilor se răspândește. Și noi devenim parte a împărăției cerurilor. Așadar, ceea ce am celebrat în seara aceasta este profund legat de esența, de inima credinței noastre de fiecare zi. Să păstrăm acest moment în suflete, ori de câte ori ne apropiem de Sfintele Taine. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iosif cel cu un chip de pe lemnul în preagura grupului tău, cu giuș curat în pășurându-l și cu miresme în mormânt nou în Toi.